Mulțumesc, Talida, dragii noștri! Talida e invitata noastră! Bine ai venit, Talida! Bună dimineața! Bună dimineața, Talida! Ia loc aici lângă colega mea, nu vă duc pe canapea, aici vă las, că eu o să adun ziarele. Da? Haideți, discutați și eu mă bag așa printre voi. Așa, tu întreabă, ia ce mai faci, Talida, ia zi. Bine, bine, fac. Ia zi. Păi vă nu vă vedeți? Bine fac, Talida, Așa, tu zi mie ce ți zic ei. Dan, ia întreabă, știu că a luat foarte multe premii. Știu că ai luat foarte multe premii. Cum? Vorbirea indirectă. Cum ai început? Păi tu zi-mi mie să-i spun ei, că ce facem aici? Ai lipsit de la școală? Ai lipsit astăzi de la școală? Da. Da. Dar m-am scuzat că știu că sunt o elevă bună. Ea e o elevă bună. Mai departe, nu vă opriți, ziceți fetele că eu stăm ceață aici. Zi. Dan, ce faci? Nu eu, ea, ce păi face nu ea? Ne dar și ce faci acum? Ce faci acum? Bine, sunt la o emisiune de dimineață. Și o să ai un proiect pe viitor? O să ai un proiect pe viitor? Da. Da. Multe proiecte. Sâmbătă mă voi duce la un festival de francofonie. Bun. Internațional. Cânti în franceză? Da. Și voi cânta și astăzi în franceză. Voi cânta și astăzi în franceză. Franceză. Dar de unde e franceza asta? Ești la un liceu de limba franceză? Nu, sunt la un liceu de mate fizică. O patată. Păi și de unde limba franceză de mică te-au trimis să ai tăi la franceză sau cânti tu franceză că... Nu, pur și simplu îmi place. În engleză și tu ai zis, da, bă, că ăștia toți cu franceza... Nu, cânti în engleză și în franceză și în română. Dacă o să ții așa cu franceza, să știi că în curând Camara te cheamă, că ăsta cântă foarte bine în franceză și a fost și la noi aici. N-ai treabă cu el. Ai auzit de Camara? Da, normal. Dar Camara asta de la ce vine, mă? Ce-i asta Camara? Ce nume e asta Camara? De unde este? Păi e negru. Cum? E negru. Nu e negru, mă, săracoști. Nu, el e negru. Nu e, mamă, negru. El este, cum îi zice, mulatru. Mulatru. Negru. Păi dacă și creț? E jumii jumătate. Păi da. Și un băiat foarte de treabă, să știi, Camara. Da? Deci chiar ar merge să faci o piesă, uite, cu ei. Știi cum le zice lor? Cum zice trupei lor? Alb-negru. Alb-negru? El de care? El alb? La negru. Dar tu de unde și până unde? Ți-am zis, asta cu franceza e bună. De ce? Că toată lumea astăzi, ați văzut, cântă în engleză. Toată lumea cântă în engleză. Și acum aveți și tu și... Ce cânti aia cu Vulevu, cu ce avem? Nu. Je t'aime. Alare Fabian. Să nu începem cu discuții că ești minoră și dacă eu zic Vulevu cu și tu zici Jotem, s-a terminat filmul aici. Ne dau ăștia după 12 noaptea. Ai o piesă, două, trei, cinci, câte piese? Două piese. Două piese. Prima este în engleză? Da, și a doua în franceză. Nu poți să le cânti împreună? Nu. Cântăm prima piesă în engleză. Hai să cântăm prima piesă în engleză. Aveți acolo pregătită banda? Dă-i bătaie atunci. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Just wanna hide, 'cause it's you I miss. You know, so hard to say goodbye when it comes to this. Yeah.
Bravo, Talida! Foarte bună! Și mulțumesc, acum rămâi lângă noi, pentru că dacă ai ști ce urmează... Dacă îți spun ști... eu? Da. Să știi? Publicitate? Urmează o scurtă pauză de publicitate. Iată că știe! Deci, văzurăți, da? Talida ne-a cântat o piesă în engleză și urmează una în franceză. Dacă o timp data viitoare, să ne cânte și una în chineză. Dar să nu ocoliți limba română. Da, Talida? Viși cu o piesă în română data viitoare? Da, am avut și una pregătită în română. Da? Da. Cam ce piesă era asta în română? E piesa mea personală. Cum se numește? Nu-s doar patru anotimpuri. Așa o strofă fără muzică poți? Fără da. Companien? Ia, hai să cântăm un pic și după aceea calendar pe ce facem. Bine, să-i dăm microfonul de live. Hai să facem așa. Da. Ține-l și pe ăsta. Nu, ține-le pe amândouă lângă tine. Ăla negru. Și vorbele sunt tot ale tale? Nu, sunt ale... Așa. Sunt ale doamnei Viorela Filip. Așa. Ia, aha, am înțeles. Viorela Filip. Și muzica de asemenea. Bravo. Ia. Sunt primăveri cu verde cron, le mai simt și ades le aud. Sunt verde foc lângă marea de argint, le aștept și în gând le alind. Foarte bine se aude vocea ta și dimineața. Te-ai încălzit sau așa? Mamă, dar ce te obișnui cu microfoanele astea pe cuvântul meu? Eu n-aș fi știut, că imediat așa am crezut că ai emoții, dar tu ești foarte relaxată. Și te pregătești cu doamna Viorela, cu dânsa faci și canto și tot? Da, am făcut și cu dânsa și cu domnul Cornel Fugaru și cu domnul Marius Seicu, am avut colaborări cu fiecare. Păi e clară treaba acum, eu am crezut că ești mai speriat, așa mai emoționată, dar tu știi, cânti bine, te pregătești cu cei mai tari, ce să zic atunci. Mulțumesc mult! Tu știi ce evenimente importante au fost astăzi? Pe de-a lungul vremii? Ai idee? Nicio. Ne spune acum Andreea.